Vrei să fii... Na. Ai vrea să ne unim destinele? Nu. Ești cea mai... Ce faci acolo? Plătite? Pe bune? Și chiar trebuie să te sper pe mâini înalat? L-am scăpat din greșeală, în timp ce mă gândeam cum ar trebui să sune cererea. Și cum sună cererea? Mă gândeam să fiu cât mai original. Hai, fii spontan. Spune fără să te gândești atât de mult. Bine. Ai vrea să-mi speli ciorapii pentru tot restul vieții? Bă! Iubitule, dar știi că sunt îngustă și la degete. Două numere mai mici e perfect. Știu, dar știi că mie îmi place un număr cât două, nu? Trebuie să plec. Mă întâlnesc cu Diana. I-a găsit clientul taică-meu pentru terenul ăla de la țară. Când ai timp să treci pe la bijuterie și să ceri două numere mai mici pentru iubita ta îngustă. Da. Eu sunt. Numai un pic. Da. Nu vă grăbiți. Haideți să ne vedem. Banii nu reprezintă o problemă. Plătesc oricât numai să văd treaba rezolvată. Și treaba va fi rezolvată. Dar am nevoie de mai multe detalii. Soțul meu, 60 de ani, om de afaceri. Dar nu înțeleg care e problema. Problema e că încă respiră. Și asta nu-mi dă voie să fiu fericită. Păi fericirea ta n-ar trebui să fie lângă soțul tău. O parte din ea, da. Pe care o voi obține imediat după ce tu îți faci treaba. Iar cealaltă parte a fericirii mele, cine știe? Poate se află fix la tine. Știi, eu am un mod aparte de a-mi rezolva problemele. Întâi îi pun omului o ghicitoare, iar dacă el știe să-mi răspundă, îl las în viață. Știi cumva o ghicitoare pe care aș putea să-i o pun? Ghici cine va moșteni totul după moartea ta. O ghicitoare la care sigur știe răspunsul și asta mă va face să-l las în viață. Nu bate în palma. O zi bună să ai. Habar n-ai ce pierzi. Nu tot ce pierzi în viață trebuie considerat o pierdere. Sunt trei șeful. Bă,
Bucurele, bucurele. Eu trăiesc și fără să-mi spui tu. Știu, șef, bineînțeles, era așa un mod de a vă... De a mă linge în cur. Așa ascultă că nu e un telefon de curtoazie. În timp ce tu îți faci filme porno prin lifturile clădirilor mele, mie îmi dispar bani din conturi. Fă bine și recuperează-mi banii, bucurele. Că nu ai vrea să devii atât de elastic încât să-ți o suci singur. Da, șef, e ok. Da, o să mă ocup chiar azi de bancherul ăla. Îmi cer scuze, nu se mai repetă. Nu știu cum îl cheamă, dar îi se spune băiete. Amina îți va da numărul. Și că e unul dintre cei mai buni. Plătește-l, vine și rezolvă el tot. Sună-mă când ai vești bune. Da, și asta să fie cât mai curând. Ok, am înțeles. Să treci. Eu sunt. Ascultă. Un bancher? Îmi miroase a bani. Dar cum nu-mi plac afacerile prin telefon, am să vin personal la dumneavoastră la pub. Dar, domnule, cât de repede posibil. Doar v-am spus că miroase a bani. Toată faza aia în care ai furat de la domnul Bucur, vei scăpa bazma curată. De ce a fost în mintea ta, mă? Cât să fii de disperat să faci așa ceva? Disperat e puțin spus. Tu crezi că eu nu știam de la cine fur banii ăștia sau cât de mordar sunt? Doar că aveam nevoie de ei. Te rog, nu mă omoră. Uite, nu mă omoră și îți dau și ție o parte din ei. Ce? Încă nu ai cheltuit? În locul tău o tăiam din țară. Ție chiar nu ți-e frică? Normal că mi-e frică. Doar că mi-e și mai frică să nu-mi pierd soția. Mâine dimineață la 6 zburăm spre Istanbul. Soția mea are o intervenție medicală acolo. Ce? Are nevoie de un transplant de măduvă. Investiția asta e destul de costisitoare. O să te întreb ceva. Ce n-are gust și nici miros? Tăcere și sus și jos. Și te-ai găsit-o, ce folos? Am găsit-o deja acum 2 ani, că mi-am îngropat copilul. Avea doar 4 ani. N-aș vrea să o mai găsesc încă o dată îngropându-mi și soția. Sper ca banii ăștia murdari să facă o treabă curată. Sănătate soției! Mi-e inelul? Că nu-l văd pe degete. Sorry. Am uitat să trec pe la bijuterie să-l schimb. Dar promit că o să-l schimb când de curând pot. Cum ai vrea să fie nunta noastră? Nu știu. Nu prea mă pricep eu la chestii de genul. Dar, nu știu, poate noi doi pe malul mării, îmbrăcați lejer, desculți, cu nisip printre degete, tu să ai un buchet de flori culese de mine și să nu te machiezi. Îmi place așa naturală. Îmi place viziunea ta. Ai spus exact ce doream să aud. Dar ai uitat ceva. Ce? Avem nevoie și de doi martori. Asta să fie ultima grijă. Găsim noi doi martori de-a lui Hova și rezolvăm. Trebuie să merg la baie. Ok.
Păi se dărâmă cortul fără tine, hai înapoi în cort. Imediat. Sprijină și tu cortul până în alta. Îl sprijin de când ai ieșit din el. Dar trebuie să mă ajuți și tu să ții de propt asta, că se înmoaie. Dacă nu vii tu la cort, vine cortul la tine. Asta e cortul umblător? Cortul umblător. Și cu o singură proptă. Și aia moale deja. Ești expertă. Ce? Ce s-a întâmplat? Ce-am spus? Sandra, e un compliment. Chiar ești bună. Nu mai pot să țin secretul ăsta. Nu mă țină de câteva săptămâni. Despre ce secret e vorba? Mi s-a părut mie că e schimbată în ultima vreme. Dar am zis că doar mi se pare. Ce s-a întâmplat? Spune-mi. Am fost violată de curând. Ce? De cine? Nu știu. Cine a pus mâna pe tine? Nu știu. Sandra, spune-mi cine a pus mâna pe tine. Nu știu. Erau doi bărbați, unul mai în vârstă și celălalt cred că era bodyguardul lui. În lift, în clădirea aia mare de sticlă. Mergeam să mă întâlnesc cu Diana și așteptam liftul. Moment în care în spatele meu au apărut ăștia doi. Când s-au deschis ușile, cel mai în vârstă m-a înghesuit în lift și mi-a spus că vrea să-mi spună un secret. Apoi a spus celălalt să meargă pe scări, că noi o să ne plimbăm puțin cu liftul, că eu sunt sigur o expertă. Celălalt n-a mai apucat să zică nimic, că s-au închis ușile, dar tot ce am auzit a fost: Domnul Bucur. Bucur, zici? Mi-aduc aminte, acum două săptămâni ai plecat la ei tăi la țară, că era taică tu bolnav. De ce nu mi-ai spus atunci ce s-a întâmplat? Nu era nimeni bolnav, dar mi-era rușine. Cum puteam să-ți vin să zic așa ceva? Simțeam ca ultimul om. Domnul Bucur, zici? Îl știi? E tot ce trebuie să știu. Ești nebun. Asta era bodyguardul meu. Bună, ce cauți aici? Ai nevoie de bani? Dacă ai nevoie de bani... Am nevoie de bani, de dragoste și de o porție din asta. Momentan nu am un job pentru tine, dar... Se rezolvă. Dacă chiar ai nevoie de bani... Ar fi interesant să găsim un violator. Nu înțeleg unde vrei să țintești cu asta. Vezi tu? Eu țintez mereu la cap.
În felul ăsta mă asigur că treaba e bine făcută. Dar îmi place să ofer omului oportunitatea de a-și păstra viața. Asta dacă îmi răspunde la o ghicitoare. Și ghicitoarea sună cam așa. Băiete, stai, putem să... Când mai vrei să mă împarți cu ceilalți. Dar dacă mă împarți, nu mă mai ai. Ce sunt eu? Știu. Știu. Cred că știa. Poate. Dar e prea târziu acum. You can play.